Acum 5 săptămâni, 4 concurente au intrat în proiectul Slăbește Sănătos, sezonul 5. În scurt timp, viața lor s-a schimbat radical. Fetele nu ies din laude. Deja au apărut primele rezultate. Mama mi-a făcut compliment, prietenii au spus că sunt rezultate vizibile. Și colegii care mă văd zi de zi la lucru spun că e ok și nu mă opresc aici. Acum o săptămână a fost jumătatea mea de peste hotare din America și mi s-a făcut o propunere în căsătorie și am acceptat. Și sunt foarte bucuroasă, încântată că uite că proiectul merge paralel cu viața mea personală, totul se aranjează, totul e bine. Acum am cea mai mare motivație, rămâne doar să slăbesc. S-a schimbat foarte mult. Deosebit mă simt mai frumoasă, timp de o lună mai ușurică. Și reușesc și mai departe să lupt până la capăt. Soțul sute mai bine la mine. Vede rezultate frumoase și fiecare zi mă laudă. Bravo, bravo că tu poți. Sunt foarte mândră. Am ales cum mă sui pe cântari și văd că acolo e minus 100 de grame, minus 2. Îmi dă mai mult puteri ca să merg în continuare, să slăbesc, să ajung la kilogramele dorite. La prima eliminare din proiect, instructoarele își susțin participantele, dar vin și cu unele dezvăluiri despre comportamentul lor timp de 5 săptămâni. Ca ucasniță, adică că mă gust ca și tu na относится серьезно к своей цели, но в начале, когда человек еще не был полностью информирован по поводу питания, она делала небольшие ошибки. Но в течение проекта, по течению одной недели, она исправилась. Сегодня я пришла ее поддержать, за нее кулачки, надеюсь, что она пройдет в следующий этап. Я в следующем этапе обязательно буду рядом, поддерживать ее и помогать ей добиваться результата. Но она будет не шо проблемы ку алиментация, она будет не шо проблемы ку антренаменте, а вешап те антренаменте пизиши, мерчим, адика тареи де характер, инка мерита, кредка. Să câștige proiectul. Cred că astăzi ea nu are nicio șansă să fie eliminată, adică mergem mai departe și mergem doar spre final. Inițial, Ludmila a depus mult efort, ea a fost tare bravo, chiar vreau să o laud, pentru că ea a venit plină de emoții pozitive, entuziasmată și vroia foarte mult să slăbească. Mai târziu, ei a devenit mai greu. Întrebări de genul vreau să mănânc dulce, nu a fost, chiar nu a fost, din punctul ăsta tare bravo. Doar Elena Popescu, instructoarea Olgei Macar, nu a putut fi prezentă în ziua cu pricina, dar i-a transmis un mesaj de încurajare. Eu sunt sigură că vei rămâne și vom trece până la sfârșit împreună, pentru că ești persoană care îți pui scopul în față și îl vei obține. Îți doresc mult succes și ne vedem cu tine la antrenamente. La întrebarea cine va fi cea din tâi eliminată, fetele s-au dat cu presupusul. Presupun că va fi Diana Cojo care eliminată. De ce? Nu s-a turnat atât de serios, să zicem, de programă propusă în proiectul Slăbești Sănătos, fie și aceeași alimentație corectă. Eu cred că va fi eliminată Diana Cojocar. Așa după rezultatele ei care le are. Eu pe mine pot să mă găsesc vinovată, pe altcineva nu prea. Deci nu pot să spun, nu știu, chiar nu știu. După părerea mea, cred că Diana. După vizibil și după kilograme, așa. Să vedem cine va rămâne repetentă astăzi și cine va trece în etapa următoare. Decizia va fi luată de nutriționista Galina Tomaș și cele trei instructoare, în funcție de numărul de kilograme slăbite, dar și de centimetri topiți. Așa e, Caterina. Au trecut câte săptămâni din proiectul nostru? 5 săptămâni. 5 săptămâni și să vedem rezultatele care le-ai obținut pe parcursul acestor 5 săptămâni. Urcă pe cântar! Minus 12 cm la talie. Felicitări! Mersi. 80.6. Ce faci cu centimetri? Unde sunt? Deoarece astăzi... La sală. Astăzi sunt 102.5. Inițial am avut 120 de centimetri. 120 de centimetri. Uite, cam așa era 5 săptămâni în urmă. Bună, Ludmila! Bună! Ia urcă pe cântar!
79.2. 114 și 5 și acum 108.5, inițial 125.5. Așa. Uite, cam așa era 5 săptămâni în urmă. Cam așa. 81.0. 87 și aici avem 87. Pe parcursul unei săptămâni nu ai slăbit niciun milimetru. De ce, Diana? Nu știu, am avut un eveniment. Așa. Am mai lipsit de la antrenamente săptămâna asta, adică recunosc. Nota 2. Nota 2. Ecaterina a slăbit minus 9 kg și are maxim 12 cm. Ludmila a slăbit 8 kg și are maxim 17 cm. Diana a slăbit puțin, dar dacă va continua tot în același regim, deci 6 kg per 5 săptămâni este norma de a slăbi. Așa, și Olga a slăbit minus 10 kg și are minus 17 cm. Eu aș zice că Olga i-a fost cel mai greu să slăbească, deoarece anterior ea are minus 17 kg slăbite, dar a dat dovadă de perseverență și a slăbit încă minus 10 kg. Rezultatele vorbesc de la sine. Nu a fost o surpriză nici pentru ea. Diana Cojocar este prima concurentă eliminată chiar din prima etapă. Incredibil, de vină a fost dragostea. Nu, dar e la primăvară, dar până atunci acum. Las că vine mie. În aceste 5 săptămâni, Diana a fost cerută în căsătorie. Evident, acest eveniment frumos din viața ei a furat tot timpul liber, motiv pentru care viitoarea mireasă nu a mai ajuns la sală. Acum însă are un motiv în plus să slăbească de sine stătător ca să fie o mireasă suplă și frumoasă. Diana, îți pare rău că ai pierdut cursa? Nu-mi pare rău, pentru că știu că oricum am să slăbesc și nu mă opresc aici, merg înainte, chiar și câte 6 kg și ceva pe lună, oricum e un rezultat. Și voi merge înainte, sper că în fiecare lună cu rezultate numai mici. Sper că nu ești supărată pe mine. Nu, supărată. Eu știu, pur și simplu, noi am avut un pic greșeli în alimentație, cum am spus și înainte, dar eu sper că noi să mergem mai departe, noi nu ne-am pierdut, noi mergem înainte și să ajungem la rezultate care dorim. Noi avem alt scop acum, deja pregătim de nuntă. Da. Promit că vin și eu pe podium cu celelalte fete peste 3 luni cu rezultate bune.